Piața Independenței este un exemplu viu în care, care reprezintă și fața, pentru că delegațiile vin acolo, oamenii vin în zona centrală, totul mișcă în zona centrală. Și reconstrucția acestei este o necesitate și o zonă pietonală noi nu avem în orașul Ungheni. Strada națională, strada principală din municipiul Ungheni nu a fost amenajată, nu a fost renovată de foarte mulți ani și chiar este o necesitate, pentru că aici se adună lumea, aici la diferite manifestări, aici este prima stradă pe care o văd oaspeții municipiului Ungheni și este foarte bine să fie o stradă așa cum sunt străzile în orașele europene. Fiecare oraș, eu socot că trebuie să aibă o zonă sau o stradă mai deosebită față de alte străzi ale orașului și la noi strada centrală în municipiul Ungheni este strada națională. Eu am propus ideea cu renovarea Palatului de Cultură și spațiului adiacent, pentru că, în primul rând, îmi pasă ca să avem un oraș frumos. Mereu urmăream votarea și retrăiam pentru fiecare vot, pentru a ne include cu votul necesar în cadrul acestui proiect. Am obținut astfel de rezultate. Mulțumim tuturor celor care au votat, care ne-au luat cumva în seamă și consideră că nu este pe ultimul plan cultura și noi vom fi foarte bucuroși dacă vor ajunge astfel de schimbări să fie realizate la noi la Palatul de Cultură. Străzile pietonale sunt carte de vizită a orașului, ceea ce oferă o imagine atractivă pentru turiști și plăcută beneficiarilor. Mi-ar plăcea ca în orașul Ungheni să existe așa o stradă bine amenajată, liniștită, dotată cu mobilier stradal, cu un havuz, flori.